Frați și surori, doamnelor și domnilor, cuvântul lui Dumnezeu pentru seara aceasta este în Evanghelia după Luca, capitolul 10. Citesc de la versetul 30 la 37. Să ascultăm din nou această istorie extraordinară pe care numai Mântuitorul Iisus Hristos putea să o rostească. Deci Luca, capitolul 10, versetele 30 la 37. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare, se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a legat rănile și a turnat peste ele de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și i-a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltuie, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia 3 ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin. Una din marile probleme ale oamenilor este acceptarea. Toți se străduiesc să fie acceptați, primiți printre oameni. O problemă specială care era în Iudeea erau relațiile dintre oameni. Și mai ales relațiile dintre iudei și samariteni, dintre iudei și cananiții care mai erau, special locuitorii din Libanul de astăzi, Tiru și Sidon. Privința acestor relații, fariseii și cărturarii au făcut legăturile omenești și mai dificile prin felul arogant, legalistic, de asemenea, și foarte strict cu care interpretau legea lui Moise. În loc ca Israel să fie lumina neamurilor și să ducă cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și a adevărului despre Dumnezeu la toate neamurile, Israel a făcut imposibil lucrul acesta pentru că socotea toate neamurile necurate și Israel se socotea poporul Domnului, într-un fel era drept că așa a rânduit Dumnezeu, dar chemarea lor, deși era un popor sfânt, nu era să se izoleze, chemarea lor era să îl prezinte pe Dumnezeu și mântuirea lui la toate neamurile. Profeții au spus lucrul acesta, Moise a spus lucrul acesta,
Și mai târziu și Iisus Hristos va cita pe profetul Isaia când va zice: casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile. Toate neamurile. În psalmi mereu găsim această adresă, că toate neamurile vor veni la tine și te vor cunoaște pe tine. Acesta era planul lui Dumnezeu, ca să omenirea să nu rămână în întuneric și în idolatrie, ci să vină la cunoștința adevărului prin cuvântul lui Dumnezeu revelat profeților din Israel și Iuda. Pasajul nostru din această pildă pe care Cornilescu a denumit-o pilda samariteanului, și popular este pilda samariteanului milostiv, este bine oricum, pentru că denumirea nu există în textul grecesc, în textul original. Aceste denumiri și titluri care le găsim în Scriptură, știm bine, sunt puse de traducători ca să ușureze procesul nostru de înțelegere al Scripturilor. Deci în textul nostru, Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență tocmai relația aceasta de despărțire dintre evrei și samariteni și cum această relație de despărțire merge până acolo încât oamenii pierd și nimănui nu-i pasă. Iată că omul acesta care cobora de la Ierusalim la Ierihon este bătut, este jefuit, drumul pe care mergea era un drum periculos, era drumul pe care mergeau preoții ca să facă slujbă la templu și cine știe dacă nu cumva acest om jefuit era poate tocmai un levit, tocmai un preot. Aceasta nu ne-o spune Domnul, dar pe drumul acesta ei circulau mereu, era calea spre templu și hoții și tâlharii știau acum lucrul acesta și deseori pândeau, stăteau la pândă și când vedeau pe cineva care poate era mai îmbrăcat, avea un animal mai încărcat cu lucruri pe el, atacau, furau, făceau crime. Și în cuvântul Mântuitorului, în pilda Mântuitorului, din nou observăm tocmai această tensiune care este între iudei și samariteni. Câteva gânduri istorice și apoi intrăm în miezul subiectului nostru din această seară. Samaritenii sunt populația din Samaria, Samaria fiind capitala vechiului regat de nord al lui Israel, și regatul acesta de nord a fost primul pe care Domnul l-a pedepsit datorită idolatriei. Regii lui Israel au fost regi răi, îi numește Scriptura, regi idolatri, au părăsit calea cunoașterii lui Dumnezeu după cuvântul profeților, s-au depărtat de închinarea de la templu și au construit templele lor, dumnezeilor, și prin urmare mâna Domnului, după ce i-a avertizat prin mulți profeți să se întoarcă la pocăință, n-au ascultat, mâna Domnului a fost aspră împotriva lor, așa că în anul 722, înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos, 722, Imperiul Asirian a cucerit regatul lui Israel și a deportat populația din această parte în Asiria și pretutindeni
în multe părți pe unde era întins imperiul și în locul acestei populații evreiești au adus populație asiriană. Și cuvântul Domnului ne descrie că erau oameni care păstrau parte din închinarea de la templul, deci păstrau parte din profeți și din scrierile lui Moise, dar în același timp păstrau și tradițiile lor, nu vreau să le piardă. Și amestecul acesta de mozaism, adică religie iudaică, cu păgânism, i-a făcut să fie oameni nesuferiți de farisei și de cărturari. Și prin atitudinea aceasta au fost făcuți urâți față de către aproape toată populația iudaică. Domnul Iisus Hristos a trecut pe acolo, prin Samaria, în timpul vieții lui pământești și la un moment dat n-au vrut să-l primească. Până acolo încât au vrut să intervină doi în ajutorul Domnului Iisus Hristos, Ioan și Iacob, și au spus, vrei să chemăm ce? Foc, să vină foc peste ei. Și Domnul a spus, nu, nu-i nevoie. Pentru că Domnul vedea înainte ce se întâmplă. Și de aceea nu a vrut să coboare foc, el a vrut să coboare focul Duhului Sfânt, ceea ce a făcut mai târziu, dar nu foc din cer să-i nimicească. Deci, o populație adusă aici, care s-a amestecat, vrând nevrând, cu populația de evrei care au mai rămas, că nu au fost duși în totalitate, de n-a mai rămas niciun evreu în fostul regat al lui Israel, în Samaria, cum îi va spune. Au rămas oamenii săraci, au rămas bătrânii și populația care a venit, vrând nevrând, s-a amestecat cu populația băștinașă. La ora actuală, Samaria este considerată mai departe, Samaria, în Israel, și samaritenii de aici, populația de aici se consideră evreiască de origine și spune, noi ne tragem din Efraim, Manase și Levi. Așa spun documentele de astăzi, că samaritenii de astăzi consideră că se trag din Efraim, Manase și Levi și testele de sânge, de DNA, ca să vadă structura lor genetică, a demonstrat că, într-adevăr, în ei sunt rădăcini din seminția lui Efraim, Manase și Levi, deci sunt considerați descendenți de ai lui Iosif. În cea mai mare parte, deci, sunt evrei decât asirieni. Dar, revenind la timpurile Domnului Iisus Hristos, prin interpretarea biblică rigidă a fariseilor și cărturarilor, samaritenii nu aveau acces la templu, nu aveau acces la lucrurile care se întâmplau la Ierusalim, erau socotiți păgâni și în felul acesta samaritenii s-au tulburat, că știți, tot îi respingi pe un om, tot îl respingi pe un om, la un moment dat reacționează și reacționează cum nu trebuie, rău. Fiind respingi mereu, respingi mereu, în anul 6 după nașterea Domnului Iisus Hristos veți găsi în istorie că samaritenii s-au dus la Ierusalim, un număr mare de samariteni s-au dus la Ierusalim și pentru că au fost respinși din nou să nu intre în oraș, au reușit cumva, prin nevegherea celor care erau acolo să păzească, au reușit să intre în oraș, au intrat în templu, deci nu era voie să intre în templu, au intrat în templu și nu numai atâta, au dus cu ei o seminte de oameni morți. Deci oase de oameni morți și le-au răspândit peste tot prin templu.
să desacralizeze templul. Aceasta ca răzbunare că sunt respins, sunt neacceptați de către iudei ca să se închine și ei la templu. Ei aveau un templu pe muntele Garizim, de aceea femeia samaritană cu care sta de vorbă Domnul Iisus Hristos în Ioan 4 spunea: părinții noștri spun că pe muntele Garizim este adevăratul loc de închinare, că acolo avem noi templul nostru, samaritenii. Voi spuneți că la Ierusalim, pe muntele din Ierusalim. Și Iisus Hristos spune: a venit vremea când nici pe Garizim, nici pe muntele Morea din templu, nu este de acolo locul adevărat unde trebuie să ne închinăm. Locul adevărat este în Duh și în adevăr, adică vrea să spună în lăuntru omului, pentru că prin naștere din nou omul a devenit templul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu locuiește în Duhul omului. Închinarea adevărată este în Duh, este în tine. Acolo trebuie să-L găsești pe Dumnezeu și în adevăr, adică numai după legile cuvântului lui Dumnezeu, nu ale oamenilor și nu ale tradițiilor. Asta este esența cuvintelor pe care le spune Iisus Hristos în Ioan 4. Adevărata închinare este în Duh și în adevăr. Deci punctul este acesta. Erau resentimente continue între iudei și samariteni. Și atunci resentimentele acestea îi făceau să se ocolească. De multe ori, iudeii, ca să nu treacă prin Samaria, treceau peste Iordan, înotau peste Iordan și le era revărsat Iordanul, dar numai să nu treacă prin orașe de ale Samariei ca să se întineze cu întâlnire cu populația din aceste locuri. Și în context de felul acesta, Iisus Hristos dă pilda aceasta de o frumusețe extraordinară și de o profunzime greu, greu de imitat. Iată că, deci, un om coboară din Ierusalim la Ierihon. Și cum spuneam la început, e posibil că omul acesta să fi fost chiar preot, chiar levit. Dar pentru că este bătut, este dezbrăcat, furat de haine și acum este plin de sânge, lăsat aproape mort, nu mai are nimic, este greu de recunoscut ce naționalitate are el sau ce slujbă ar fi avut el. Și într-un timp foarte scurt trece pe acolo un preot, l-a văzut, a trecut mai departe, deci nu s-a oprit, să zică, mă, poate că trebuie un prim ajutor. A trecut un levit, s-a dus și s-a informat mai bine, nu s-a oprit, doar atât să se uite, și trece și un samaritean. Și samariteanul acesta își riscă viața, pentru că dacă omul încă are un pic de viață în el, cel bătut acolo, înseamnă că nu de multă vreme s-a întâmplat evenimentul. Și hoții puteau să fie ascunși pe undeva ca să vadă dacă vine cineva și să mai facă un atac. Și mai ales că era cu un animal, avea lucruri cu el, putea să fie atacat foarte repede. Dar omul acesta a riscat viața, a riscat bunurile pe care le avea, a riscat să fie atacat și bătut și el și furat ca și cel căzut, dar s-a dus. S-a ocupat de rănile lui, i-a dat un prim ajutor, nefiind medicina de astăzi, în vremea aceea, unde lemnul, aproape toți călătorii aveau sticluță de asta mică, aveau vase cu unde lemn, pentru că îl foloseau și ca mâncare, dar îl foloseau și ca medicament. Dacă se răneau, se ungeau pe rană cu unde lemn ca să fugă insectele, să nu se pună pe rană, să nu se infecteze. Și de asemenea cu vin. Întâi se spălau cu vin, vinul dezinfecta, pentru că are alcool în el, puneau unde lemn și unde lemnul nu îngăduia insectelor să se apropie de rană. Deci acesta era un tratament bun, care lucra pentru vremea aceea. Omul s-a ocupat de nevoia acestui căzut și nu numai atâta, l-a luat de acolo, l-a dus la un
Han la un motel, dacă vreți, în terminologia de astăzi, și a plătit costul pentru el și a zis, ai grijă de el, de toate nevoile lui, eu mă întorc înapoi tot pe drumul acesta și când mă întorc pe drumul acesta, așa cum ți l-am adus și ți-l las în grijă, i-a spus hangiului, voi intra pe la tine și tu îmi spui cinstit ce ai cheltuit în plus și eu îți plătesc. Dar până mă întorc, uite aici doi bănuți, folosește-i pentru tratarea acestui om și îngrijirea lui. Și apoi Domnul Iisus întreabă, na, care dintre aceștia trei care au trecut pe acolo, pe lângă cel bătut, a dat dovadă că este aproapele celui căzut între tâlhari? Și ia, uitați-l pe învățătorul legii care i-a pus întrebarea la Iisus Hristos, și cine este aproapele meu? Și uitați cum răspunde el. Cel ce și-a făcut milă de el, nici nu spune samariteanul, că nu vrea să se spurce. Nu spune samariteanul, ci cel ce și-a făcut milă de el. Sigur, a răspuns corect, dar a răspuns cu șmecherie. A răspuns cu pioșenie din aceea falsă. Acum, în timpurile în care noi trăim, se vede tot mai pregnant și astăzi această tendință de a se izola oamenii. Nu de a se apropia, de a se izola. Mie, dacă nu-mi place de tine, nu mai am nicio legătură cu tine, dacă nu-mi place de worship, mă duc în altă biserică, dacă nu-mi place de păstor, mă duc la două biserici mai departe, dacă nu-mi place de compoziția bisericii, de viziune, mereu se spune de viziune, mă duc în altă parte și nu mai avem părtășie unii cu alții. Semenii noștri nu mai sunt semenii noștri. Și nu-i bine. De aceea, mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră l-am intitulat L-ai văzut pe semenul tău recent? L-ai văzut pe semenul tău recent? Să ne uităm la trei lucruri. Primul, vedem pe semenul nostru în lucrurile și drumurile vieții. Nu trebuie să mergi departe ca să nu realizezi că oamenii pe lângă care treci sunt semenii tăi. Dacă ești în călătorie, toți cei cu care călătorești sunt semenii tăi. Dacă ești în avion, toți cei cu care călătorești în avion sunt semenii tăi. Deseori, de exemplu, în călătoriile mele prin Europa sau Australia sau, mă rog, pe aici prin America, pentru că avionul călătorește lung de aici, de la Los Angeles până în Europa, la prima stație, 10, 11, 12 ore, sunt oameni la care li se fac rău. Deseori am întâlnit lucrul acesta. Oameni la care li se face rău. Și de multe ori am văzut că sunt luați deoparte de către doi sau trei dintre stewardii care lucrează pe avion și care servesc călătorii și de multe ori sunt întinși jos undeva acolo în capăt unde ei lucrează și apoi intervine pilotul. Avem o situație dificilă. Dacă este cineva calificat medical să ne ajute, duceți-vă în locul cu tare și că este nevoie de ajutorul dumneavoastră. Și nu-i mirare că de fiecare dată 1, 2, 3,
4, 5 am văzut odată, au sărit de pe scaunele lor, pentru că erau medici sau asistenți medicali, au sărit de pe scaunele lor și s-au dus toți acolo unde era cel necăjit, unde era semenul. Pe semenul nostru, deci, îl întâlnim în lucrurile și în drumurile vieții. În restaurant îl poți întâlni. Pe autostradă. Și chiar și în alte biserici, să știți. Chiar și în alte biserici sunt tot semenii noștri. Sunt tot frații noștri. Sunt tot oamenii pentru care a murit Domnul Iisus Hristos. Și este bine să nu uităm lucrul acesta. Știți de ce? Dacă nu uiți că cel de lângă tine este semenul tău care are nevoie de o vorbă bună, are nevoie de o rugăciune de la tine pentru el, are nevoie poate de un dolar, de 100 de dolari, are nevoie să-l duci cu mașina la o programare medicală sau la spital, la urgență. Ai făcut lucrul acesta astăzi, dar mâine s-ar putea să ai tu nevoie. Și cât de bine este când cei de lângă tine te consideră semenul lor. A rămas chiar și zilele acestea surprins, pentru că ați văzut, soția a fost acum de 2-3 duminici la biserică, dar foarte greu își mișcă mâna, care a fost operată din umăr. Alaltă ieri seară am auzit bătând cineva la ușă. Soția a zis, du-te, deschide și vezi. Vecina noastră, o vecină de-a noastră, musulmană, dar oameni foarte respectuoși și cu foarte mult bun simț. Stătea la ușă, am deschis și a zis, good evening, pastor, că știe că suntem pastor. Cum e soția? Da, nu prea bine, încă nu-i prea bine. Chiar Iisus acum s-a întins pe pat. M-am gândit că am văzut-o și afară, că stă cu mâna așa lipită de corp și mai greu se mișcă. M-am gândit că nu poate să gătească și am făcut eu mâncare în seara aceasta și v-am adus mâncare. E un lucru foarte mare, foarte mișcător. Nu poți să nu notifici lucrul acesta. Pe semenul tău îl întâlnești în toate drumurile vieții. Ce trebuie? Trebuie numai să vezi. Trebuie numai să ai ochii deschiși. Apoi, în al doilea rând, ceea ce descoperim în textul nostru, deci aici pe semen l-au găsit pe drum, pe un drum periculos, pe unde treceau așa de mulți. Al doilea lucru pe care îl descoperim aici este că de multe ori îl evităm pe semen în numele religiei. Preotul reprezintă elita religioasă din Israel. El trebuia să se păstreze curat, să nu se atingă de lucruri care puteau să-l întineze. Dar s-a uitat, nu s-a dus să se convingă că mai este viu sau este mort. Nici atâta n-a făcut măcar. Pentru că a zis el, religia nu-mi dă voie. Leviții erau învățători în Israel, cum ar fi în bordul bisericii. El a dat mai mult interes. S-a apropiat mai bine, a luat notă mai mare, dar tot atâta. Pentru că a zis, nu-i de al nostru, nu-i de la biserică.
Și lucrul acesta se perpetuează și până atunci, și de atunci încoace. Formalismul și ritualismul distrug multe relații interumane. Formalismul și ritualismul. Și când vorbim de formalism și ritualism, la aceasta mai putem adăuga și poveștile care se răspândesc în jur. Nu știu dacă mai țineți minte, dar nu odată, nici de două ori, nici de trei ori chiar. A fost păstori aici, la care, ca și dumneavoastră, mă așteptam la mai mult, la o greutate mai mare în rațiune, în gândire, în logică. Unul din ei a vorbit și a vorbit 45 de minute și nu și-a terminat predica. Și a zis, s-a uitat spre mine și a zis, frate Goc, pot să continui să... Am lungit-o, dar pot să continui să-mi termin predica. Cum să nu am zis? Continuați. Pentru că vă spun, zice, eu am auzit că aici la dumneavoastră sunt foarte stricte lucrurile. Și până acolo v-ați dus, deci de la învol, până acolo v-ați dus că dacă nu vă place de musafirul care predică, nu știu ce aveți aici sub amvon, că apăsați pe un buton și cade omul acolo, zice, în pivniță. Doamne Iisuse, e milă de noi. Deci, povești puierile care, de dragul religiei și de dragul de a ne grupa, să fim numai noi, să nu se poată apropia nimeni de noi, să nu mai cunoască nimeni adevărul pe care noi îl cunoaștem. Nu este bine. Evităm pe semen în numele religiei și lucrul acesta este periculos. Pentru că oamenii mor și oamenii aceia care mor pot să fie copiii noștri, rudele noastre. Dacă nu ne coborâm să le spunem că Domnul îi iubește, că Domnul îi mântuie, că Domnul îi iartă, că îi ridică din nou, pierderea nu este numai a lor, pierderea este și a noastră. Și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, în textul nostru găsim un exemplu neașteptat. Samaritean. La cine nu te aștepți face lucruri atât de mari. El oferă un ajutor personal acestui om, un ajutor particular, de ce avea nevoie, oferă un ajutor total și oferă și promisiunea de viitor a acestui om. Pentru că nu-l lasă pe hangiu să cheltuiască cu el, spune, pune în seama mea cheltuiala. Viitorul lui, refacerea lui, o pui pe mine. Eu l-am adus la tine, călătoria mea este mai departe, pe tine te-am știut aici mai aproape, eu l-am adus la tine, dar viitorul acestui om este pe seama mea, este pe cheltuiala mea. Așa cum vorbeam în alte ocazii, un adevărat semen, chiar dacă e samaritean, chiar dacă e de la Emanuel, chiar dacă e de la altă biserică, un adevărat semen, și dacă e samaritean de origine, te ajută unde ești. Acolo se duce și te ajută. Te ajută unde ești. Pentru că are ochi de văzut,
Așa spune aici. Zice, a venit la locul unde era el, deci te ajută unde ești. Doi, are ochi de văzut. Și când l-a văzut? Trei, i s-a făcut milă, are inimă de simțit. Și patru, are mână de întins. A scos bunurile care le-a avut, a scos bănuții care i-a avut și a avut grijă de nevoia acestui om căzut pe drum. Mare lucru să te ajute cineva la necaz. Este mare lucru. Să te încurajeze și să spună, nu ești singur. Chiar dacă nu vezi pe nimeni în momentul acesta sau la ora aceasta când eu vorbesc cu tine, vor fi mulți care te vor ajuta. Vor fi mulți care vor întinde mâna. Noi suntem chemați să fim niște credincioși implicați, nu izolați. Și chem Biserica Emanuel să fie o biserică implicată. Nevoia este mare, semenii noștri suferă. În primul rând este nevoie de cunoaștere a mântuirii. Nu nevoie de legalism, nu nevoie de formalism, nu nevoie de povești neadevărate, ci este nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Este nevoie de rugăciuni pentru cei care sunt în nevoi. Este nevoie de ajutor real. Mă rog Domnului să ne dea tuturor ochii de văzut, inimă de simțit, mână de întins și să nu cădem de oboseală. Așa cum va zice Sfântul Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, când scriind Galatenilor afirma, faceți bine, întrucât atârnă de voi, faceți bine la toți oamenii, dar mai ales la frații în credință. Să nu-i uităm pe frații noștri, să nu uităm pe oameni, să nu uităm pentru că sunt în nevoi și nevoia lor este o nevoie acută. Și nevoia aceasta acută, să știți că îi face pe oameni deschiși către Evanghelie. Când ajuți un om necăjit, ai acces mai ușor la inima lui ca să-i spui despre Domnul decât atunci când toate lucrurile îi merg bine și nu are nevoie de ajutorul tău sau de ajutorul meu. Pentru că atunci se crede în bogățiile lui, se crede în binele pe care îl are, în experiența pe care o trăiește. Dar când te vede că la necazul lui te duci și îl întrebi cu ce te pot ajuta, ce pot face pentru tine, omul își deschide inima. Am să vă dau un exemplu și apoi vă chem la rugăciune. Eram într-o evangelizare la Portland și unul dintre prietenii mei de acolo, un păstor, îl cheamă Doru Magda, unii dintre dumneavoastră știți, a auzit că sunt în Portland, sigur vizitam altă biserică, m-a sunat și a spus, ești aici? Da. Nu pleci de aici până nu vii la spital să te rogi pentru fiul meu. Este într-o situație foarte dificilă și medicii nu-i dau șanse multe. A făcut și o septicemie, deci infecție purulentă, și zice, este așa de umflat că nu-l recunoști. În seara aceasta, după ce termin serviciul divin, eu vin și te iau și mergem la spital. Ia sticluța cu un de lemn,
așa am eu pe inimă să-i faci ungere cu un de lemn. Și zic, bine, cum să nu, dorule, vin. A venit, a terminat serviciul și am plecat la spital. Copilul era acolo, o febră teribilă cu infecția care era în trupul lui după operație, umflat, nu-l mai recunoșteai, totul era umflat pe el din cauza puroiului și a stării în care se afla. Am încercat să vorbesc ceva cu el, dar am înțeles că nu priceai pe multe acum, pentru că era suferind, nu era timp de evangelizare. Însă i-am spus, uite, Domnul te iubește, tata te iubește și eu te iubesc, de-aia am venit cu tatăl tău aici și ne rugăm pentru tine și Domnul care te iubește îți va face bine. I-am făcut ungere cu un de lemn și ne-am rugat. După ce am terminat rugăciunea, am mai povestit poate 5 minute și am zis, hai să plecăm. Dar am văzut că în același salon mai era un copil într-o situație similară. Singurul copil la părinți, am aflat până la urmă, și tatăl lui stătea pe un scaun și se tot legăna așa în felul acesta și rostea ceva. Am încercat să pricep ce rostește, n-am înțeles. Și l-am întrebat pe Doru, știi ceva despre familia aceasta, cine sunt? Zice, da, sunt musulmani. Și ăsta e singurul lor copil și lui doctorul i-au dat mai puține șanse decât la copilul meu, zice. Cred că își pierde mințile taicăsu. Și de-aia tot se leagănă și vorbește singur. Și am zis, dar dacă mă duc la el și îi spun că vreau să mă rog și pentru copilul lui, mă primește? A zis, nu știu, lasă-le, nu știu, dar e un lucru bun dacă îl faci. M-am dus la el, m-am dus cu Doru. Am spus, bună seara. El a văzut ce am făcut noi la pat cu celălalt, a observat. Și am spus, ce necaz ai? Și s-a uitat la mine, s-a uitat la Doru și au început să-i curgă lacrimile. Și a zis, ăsta e singurul nostru copil. Și doctorul nu ne dă nicio șansă, zice, a făcut o infecție puternică și poate până dimineață poate că se duce, a zis doctorul. Și am zis, eu sunt păstor și dânsul este păstor. Am venit la o evanghelizare aici din Los Angeles și Domnul meu Iisus Hristos mi-a pus pe inimă să mă rog pentru copilul tău și să-l ung cu un de lemn, uite, din Orientul Mijlociu, din Israel, ca să... I-am zis, și aceasta e din Israel. S-a uitat la mine și a zis, îmi dai voie, că vreau să-ți facă Domnul Iisus Hristos bine, ție și la copilul tău. Și a zis, îți dau voie. Dau voie la oricine, numai să-mi facă copilul bine. Mi-am luat sticluța, m-am apropiat de pat, i-am făcut ungere cu un de lemn. Am mai vorbit vreo 10 minute cu el ca să-i explic ce s-a întâmplat și am zis să te încrezi în Domnul Iisus și în Dumnezeul Scripturilor și vei vedea că El lucrează, pentru că El poate. Și am plecat. Mâine dimineață, mâine pe la amiază, m-a sunat Doru. Și a zis, Lazare, nu-ți vine să crezi. Și băiatul meu și băiatul musulmanului, azi dimineață ne-au sunat doctorii, la amândoi le-a dat drumul acasă. La amândoi. Nu mai au infecție, nu mai au nimic. Până dimineață s-a tras infecția la amândoi, arată normal, nu mai sunt umflați și ne-a chemat să-i luăm, să-i ducem acasă, că au ieșit de sub orice pericol.
Doctorul a spus că nu-și pot explica cum a putut peste noapte antibioticul să lucreze. Ce antibiotic? A lucrat antibioticul sângelui Domnului Iisus Hristos, nu? Când omul e necăjit, îi ajungi la inimă. Poți să-i vorbești și poți să-l atingi cu cuvântul Domnului. De aceea, uite-te la semenul tău așa cum ai dori să se uite el la tine în vreme de necaz și de amărăciune. Și uite-te la semenul tău așa cum s-a uitat Iisus Hristos la tine. Putea să te lase în păcatul tău, putea să te lase în starea în care erai departe de el și de cunoașterea adevărului, însă lui Dumnezeu i s-a făcut milă de tine, pentru că Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos a venit exact ca și samariteanul, la locul unde eram, a coborât la noi. Ne-a văzut, pentru că el are ochi de văzut. Și deseori în Scriptură spune, când a văzut Iisus mulțimile, s-a umplut de milă. De milă. Pentru că le vedea ca pe niște oi risipite și fără păstori. Asta este compasiunea lui Hristos. Și el nu ne-a pus pe asinul lui, pe măgărușul lui, ne-a luat în brațe pe fiecare. Și dacă ne-a uns cu ceva, ne-a uns cu un de lemnul auriu al Duhului Sfânt și în loc de vin a turnat peste rănile noastre sângele lui cel Sfânt. Căci prin rănile lui suntem vindecați. Glorie lui! De aceea să învățăm de la Domnul care s-a oprit în dreptul nostru să ne oprim și noi în dreptul semenului nostru și să fim utili pentru Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos și pentru semen. Amin.